Sau și eu am găsit la un nou episod din Layers of Fear. Hai să continuăm să vedem ce reușim să facem în episodul de azi. Vom continua de unde am rămas, acolo cu codul ăla. Și hai să vedem. Oh-oh! Acum probabil vedem cum casa începe să ia foc. Și începe să-și amintească anumite chestii. Faza că pe aici nu avem cum să mergem. Deci, în principiu trebuie să mergem tot în față. Ah, uite. What the fuck, e un șoricel acolo. Shit. Trebuie să mergem după șoricel, pentru că știți, data trecută tot șoricelul ne-a condus pe aici. Și nu uitați, dacă vă place Layers of Fear și vreți să mai facem și alte jocuri horror, nu uitați să apăsați și butonul de like. Oh my god, cât de creepy e zona asta. Și se văd doar ochișorii. Oh! De ce tot timpul când merg undeva pe un coridor de ăsta, în jocul ăsta trebuie să cad? Se întâmplă constant. Așa, hai să vedem unde am ajuns. Da, vedem un pat rupt. Și bănuiesc că pe ușa asta trebuie să mergem, deși... A, nu merge deschisă. A, a mers până la urmă. Nu știu care-i faza. Ori el încerca să picteze o operă de artă și din cauza asta a început să-și omoare familia pentru a picta cu carnea lor sau chestii de genul ăsta. Ori nu știu ce să zic. Puteți vă da și voi părerea voastră în comentarii despre poveste, dar pare destul de interesantă. Totuși, și-i drept, ceva s-a întâmplat. Iarăși încep să deschid ușile astea la infinit? Nu, cred că ajungem undeva până la urmă. Ok. Am ajuns la o ușă. Pare o zonă foarte bună de vizitat, nu? Niciun caz. Se schimbă constant. A, țin minte faza asta. Cred că aici am rămas noi data trecută. Oh, s-a luat de cățel. A nebunit, s-a luat de cățel. Era beat, vedeți? Da, era beat. S-a luat de săracul cățel fără să facă nimic. Și aici e mindfuck-ul ăla. Holy shit, ăla e un ochi. Oh my god, sunt peste tot. Doamne, deci mă amețește complet treaba asta. What the fuck? Oh my god. Pe unde scap? N-am cum să merg pe nicăieri. Oh! Oh shit. Doamne, ce nebunie. Ok, și ne-am trezit. Încă nu cred, adică eu cred totuși că tipul e într-un spital de nebun ceva și stă și își aduce aminte și astea sunt doar amintirile lui, eu nu cred că el chiar trăiește chestia asta. Ori e mort și el și spiritul lui încă e blocat în această casă. Una din două. Faza nașpa e că n-ai o lanternă. Dacă ai... Oh my god! Dacă ai nevoie să iluminezi ceva pe aici, n-ai această posibilitate. Da, deci la faza aia am sărit de pe scaun. Hey there, princess. Da, asta bea el. What? Oh, this is daddy's medicine. Whenever daddy's hurting, vorbește cu fica lui. No, don't touch that. Oh god. Cred că a lovit-o. Wait. I'm sorry. A lovit-o pe fica lui. Și pe aia pare rău. Oh! Oh!
What the f... Oh my god. Mi-a apărut în față dintr-o dată. Suntem în regulă? Da, se pare că nu poți să mori. Nu, nu poți să mori în jocul ăsta. Suntem bine în principiu. Să tragem de asta. Oh, tragem, e cineva acolo. Oh my god, ce se întâmplă? Un instrument de tortură, ceva. A little pain. Durere. Și am făcut chestia aia ca să... trecem la noi. Ok, pe acolo nu avem cum să mergem, așa că singura direcție ar fi asta. Și acum, în principiu, n-ai pun să te duci. Văd că pot, aș putea accesa chestia, deci trebuie să mergem lângă ea. Sau? Deci s-aud multe chestii aici. Ce-a fost asta? Plânge, plânge nevasta lui, cred. Ușa e închisă. It's hopeless. Nu mai suporta durerea. I might as well try to paint with both of my arms broken. Aveam mâinile rupte, de ce? Nu înțeleg ce de ce făcea chestia asta. Nu mai merge să aprind lumina de aici? Da, pe ăsta l-am văzut. Acum ce? Mă gândesc că ar trebui să aprind lumina. E ușa care e închisă. Mai e vreun detaliu pe care l-am ratat și nu-l vedem. Asta e tablou invers, iar pe sus n-ai pe unde. Există altă ușă sau altă intrare? Pot să mă duc? Nu, e singura chestie asta. Trebuie să fie ceva ce am ratat, pentru că altfel jocul te îndrumă. În principiu, ar trebui... Chestia asta nu se poate deschide, alea de acolo nu poți să faci nimic cu ele. Iar pe aici nu mai e nimic. Chestie destul de ciudată. E, faza că nu poți să interacționezi cu absolut nimic, nici cu ăsta și ar trebui să mă lase, știi, dar nu... Ah. Poate trebuia să fac asta. Ah! Aparent am apăsat pe chestia aia și deodată mi-a apărut altă cameră în față. Ok. Practic s-a refăcut camera asta pentru că era urâtă și așa arăta ea inițial. Ok, și acum mergem cu liftul. Hai să vedem unde ne va duce acest lift. Mergem în sus. Nu știu dacă are vreo relevanță unde mergi. Și acolo n-aș vrea să merg. Dar vreo relevanță în ce direcție apeși. Fuck. Well shit, asta nu-i bine. Oh-oh. Ah, vine ceva. Oh my god. Cine e acolo? Oh, cred că e nevasta lui. Eu nu mă mișc de aici. Oh, nu!
Nu mai poți interacționezi cu nimic. Oh! Oh my god. Ne-am dus. Ne-am dus de tot. Și suntem în regulă totuși. Liftul e deasupra. Ok, trebuie să găsim undeva unde putem să treci. Nu, cade liftul peste noi. Am intrat într-o cameră. Cu siguranță nu cred că trăiește el chestiile astea. Cred că sunt pur și simplu ce-și amintește. Sunt pur și simplu amintiri. Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Horror ran down. Hickory dickory dock. Ce-a pus să nebunească. Ce e aici? Ceva topit. Da, ați văzut pe unde e nevasta lui? Totul e topit, așa. Oh my god, e acolo. Hai să nu mergem acolo totuși, zic eu. Ar fi o variantă. Și suntem din nou în camera asta. Opa. Sună telefonul. Cum fac? Trebuie să trag de asta? Am tras. Aha. Alo? Vorbește cu mine. Să vezi că trebuie să formezi. Ce număr? Hai să vedem, avem numărul de telefon care trebuie format pe aici undeva? Ce faza cu asta? Doamne, ce m-am speriat. Și nici măcar n-a scos vreun sunet sau ceva. Cred că asta era biroul lui. Da, văd o grămadă de băutură pe aici. Dar nu știu unde e acel număr. Trebuie să fie pe undeva. Dar trebuie să căutăm bine. Trebuie să încerc, dacă eu... Sun așa la vrăjeală. Nu cred că merge. Așa erau telefoane pe vremuri. Pe scara asta nu merge să mă urc. Iar pe masă nu văd nimic important. Oh, 363, uite, mi-a apărut acolo pe tablou. Dacă nu mă uitam, căutam toată ziua. 3 6 3. Doamne, mi-aduc aminte telefoanele astea. Acum e alt telefon undeva pe aici. Oh! Mi-aduc aminte și de chestia asta. Și aici s-a încheiat prima dată când am jucat, dacă mai țineți minte. Aici, în camera asta s-a încheiat. Și noi, noi mergeam pe aici și aici s-a încheiat jocul. Dar acum putem să continuăm de unde am rămas. Eu nu pot să sar. Deci în principiu trebuie să merg pe aici. Să văd unde e acel telefon. Mi-ai promis. Și din nou trebuie să sunăm la un număr. Oh-oh. 853. 8 5 3. Oh. Na, uite, la 853 și am ajuns. Și acum noi îl împingem. Interesant.
Și aici e un alt telefon. Asta nu rezolvă nimic. Băutura, probabil. Băutura nu rezolvă nimic. Da, acolo e 853-ul. Unde trebuie să mergem noi? Aici practic n-ai ce să faci, doar telefonul ăsta și atât. Și noi trebuie să ieșim din camera asta. Dar unde trebuie să mergem, nu știu. Probabil, dacă închid ușa și deschid din nou, poate apare altceva. Nu, tot asta e. Trebuie să mă arunc de aici. Ba, m-am aruncat, dar nu știu dacă e bine. Ah, m-am trezit undeva. Sunt o grămadă de cărți. În jocul ăsta nici nu știi dacă ce faci e bine sau nu, dar orice îi face, nu poți să pierzi. Și am ajuns înapoi în camera asta. Interesant. A apărut ceva pe aici? Da, iarăși o bolanul ăla acolo. Și aici o cortină ceva. Ok, ușa s-a închis, asta înseamnă că noi avem treabă doar aici. Tragem iarăși de asta. Se deschide, oare trebuie să fac exact? Poate nu trebuia să fac asta. Hai să... Oh. Sau poate trebuia? Nici nu știu. Ba da, uite, m-a dat-o de aici, interesant. Păi asta cade. Și ce? A, acum sună altul. Îl auziți, e acolo, da? Cum fac să ajung acolo? Că aici, practic, ușa de aici mi s-a închis și dacă merg pe acolo, cad. N-am cum să mă urc pe acolo și n-am nicio soluție. Ce urât să aude aia. Și tabloul ăsta nu face nimic, deci... Și dacă mă arunc de aici, se pare că mor. Oh. 3-5-4. Pot să sun la 3-5-4 pe telefonul ăsta? Ia uite mă ce chestie. 3, 5, 4. Și s-a schimbat totul. Oh. Încă un telefon. Din păcate s-a dus. Uneori tot ce trebuie să faci e să aștepți. Fuck. N-am unde să mă mai duc de aici. Oh, oh! Nu știu dacă am murit sau nu, vedem acum. Bine, muri nu mori, dar... Dacă m-a dat înapoi. Arată undeva unde sună telefonul lângă mine. Ah, mi-a pus telefonul pe masă de data asta. Meriți asta, meriți tot. Și se dizolvă și telefonul. Ok. Tot închisă mi-e ușa. Deci de data asta e în perete. Să vedem dacă e ceva ce ar fi trebuit să luăm de pe aici. I needed something to add the... How should I put it? Deși a tăiat un deget ca să picteze cu el. Of
Bravo. I needed a finger. Chopped it off. Easier than sawing a leg. Clara nebunit. Victor nebun. Fell asleep. Almost burned it. Will I manage to pull this off? Doamne ferește. Ok, hai să mergem mai departe. Aha, și acum ni s-a dat următoarea chestiuță. Probabil o să ne dea când pictăm. Hai să vedem ce a făcut cu degetul. A pictat. Și după ce a pictat cu degetul, a apărut așa. Bă, începe să arate ca un om. Începe să arate ca un om. Și acolo avem degetul. Și mai e o singură chestie. Foarte interesant. Trial and error. Și trebuie să încerci până când reușești. Probabil o să dăm câteva failuri dacă ne-a zis că trial and error. Asta ar fi ideea, dar nu știu. Sunt mere? Cele trebuiau deschise. Eh, și acum când trecem pe aici, tot e în regulă. Da, bun. Am trecut mai departe, cred că era un bug. Ok. Oh, Doamne, cât de creepy e asta. Oh! Oh! Fuck, ce să ia? Cred că sunt șobolani morți, ceva. Să se intru înăuntru? Cred că da. A? Bă, nu se întâmplă nimic. A, nu! O, nu! Holy fuck, mă surzește chestia asta. Oh, Doamne. N-am cum să fug de aici? N-am cum. A început să ardă tot. Pe ușă n-am cum să merg. Ia să vedem ușa asta la altă. Nu cred că există vreo scăpare. Ce? Aia e nevasta lui. Fuck. Înapoi. Și acum ce? Ia avem altă ușă să scăpăm. Cred că o să vină după noi. Trebuie să fugim. Nici nu stau, nici nu mă mai opresc. Oh. Fu, am deschis o ușă pe jos. Suntem în regulă. Bine, oricât de în regulă am putea fi într-un joc horror, dar în regulă. Ok, tragem ăsta, deschidem ușa. Ce-i sistemul ăsta? Ia, interesant, pot să dau... E mișto că poți să dai de mouse. Și exact cum dai tu de mouse, așa face. Ia, iarăși o auzim plângând pe nevasta lui. Și pe, fiica lui. Ce s-a întâmplat cu ele? Hmm. Știu că mai trebuie să mai rotez mai mult de atât. A, văd că ridică ceva. E un pic greu să tragi chestia asta. Să faci exact mișcarea pe care o vedeți voi acum circulară pe ecran. Asta o fac eu cu mouse-ul. Și asta a fost maximul pe care putem să-l ridicăm, cred. Mergem mai departe. Totul ars. Și distrus. Hmm. Oh, Doamne.
Încerc să-mi dau seama ce s-ar fi întâmplat în această casă. Teoria mea e că el a nebunit. Pot să împingă... Pot să-l împing și bănuiesc că asta trebuie făcut. Împingem, împingem ușurel. Și mai mult de atâta nu pot să-l împing. Aici avem o ușă. Și deodată liniște completă. Și am ajuns în baie. Ce ar trebui să facă el aici? Oh! S-a băgat prin apă. Deci dacă îți bagi capul în apă, vezi chestiile alea. Hai să mai încercăm o dată. Trebuie să ții respirația. Și mergi pe aici, uite. Ce tare. Și ea e în apă, vedeți? Soția lui? Oare s-o... poate a omorât-o în apă. O, Doamne. Atât a putut să-și ține respirația, nu? Hai să mai încercăm. Acum e în altă parte. Ce ciudat arată o casă scufundată. Dar e foarte tare ideea. Ok, și hai să mai încercăm. Și te dăm diferite locuri. Ce s-a întâmplat cu el? A căzut în baie. Ah, încă mai suntem în regulă. Totuși, ce s-a întâmplat în baia asta? Someone had to bear witness. Ce? Oh, un ochi. Vedeți un ochi? Art and the artist needed an audience. Doamne ferește, ăsta e el. I knew what I had to do. Și a scos un ochi. Scooped it up like ice cream. Felt like a butcher. Ca pe înghețată l-a scos. Oh my god. But at least there was to come something beautiful from all this filth. Și el credea că ce face el e foarte frumos. Eu nu cred. Și aici am ajuns din nou. Oh, 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 a dispărut. Shit. Credeam că scăpăm. Se pare că a dispărut. Cum te apropii de ceva? Sunt întunecă rău de tot. Deci probabil trebuie să fac ceva pe aici. Dar nu pot să trag nimic de aici, nu pot să fac nimic. Și nu există nici măcar o ușă, nimic. Aha, chestia aia. Probabil să le găsești pe toate, da, încă una. Ce se întâmplă? S-a refăcut camera. Se joacă singur. Wow, a apărut camera copilului deodată.
Și un șobolan mort acolo. Ceva mă face să cred că el a nebunit și și-a omorât toată familia, nu știu. Asta e părerea mea despre poveste. Puteți să vă lăsați părerile voastre în comentarii. Și poate aflăm până la urmă care e adevărul despre acest mister. Încă o piesă era acolo. Și cum apeși pe piesele astea, văd că se refac unele camere. Vezi? Totul vine înapoi. Și din nou se face o mișcare. Oh, oh, oh. Aha. Trebuie să mai găsesc o piesă, oare? Doamne, cum cântă ăsta. Pune și chestia asta, e creepy rău de tot. Dar să găsești o piesă în chestia asta e destul de greu. Știu, mă gândesc că pe aici, pe undeva. Noi avem chestia aia colectată pentru următor, adică ca să trecem la următorul nivel, dar trebuie să facem chestiile astea, n-avem cum, că ne-a blocat. Și nici nu pot să interacționez cu asta, deci cred că pe aici să fie piesa. Ah, uite-o. Am găsit-o. Unde suntem? Ah, tot aici. Numai că din nou se face o mișcare. Și avem o cameră nouă. Avem o zonă nouă în care putem să mergem pe scări. Da, și aici e încă una, uite-o. Totul zboară în jurul nostru. Mai eu am luat piesa aia, știi că... Să mai e vreo una? Acolo jos n-ai cum să ajung, dar o văd. Cum ajung acolo? Pe aici. Wow. Toată zona asta s-a schimbat, vă vedeți? Se va face un om tare? Da. Până când rămân doar unele piese, știi? Trebuie să rămână doar unele piese, am impresia. Acum trebuie să ne fie apărut o nouă zonă în care trebuie să mergem. Da, a apărut bucătăria. Acum în bucătărie trebuie să găsim următoarea piesă. Unde ar putea să fie ea? Până și bucătăria e creepy în jocul ăsta. Am luat ceva de acolo. Uite aici. Următoarea mișcare a fost făcută. Hai să vedem. Ok. A apărut un... Ah, ok, interesant. S-a spart astea, a apărut acolo ceva, aici a apărut scaunul. Scaunul cu rotila nevestei.
Pe aici putem să mergem? Nu, nu mergem. Trebuie să văd ce anume a apărut și unde. Acolo din WC a ieșit ceva bestie. Zona asta am verificat-o, zona asta s-a modificat. Și vezi că nu mai pot să trec pe acolo. Dar nu știu unde ar fi următoarea piesă. Aici nu cred că mai e, pentru că am găsit-o deja în zona aia. Cred că aici. Mhm. A început să cânte cineva la pian deodată. Unde e pianul? Se aude din camera asta de aici. Nu e niciun pian în zonă. Oh. Asta a fost și a mai rămas una. Holy fuck. Ce se întâmplă cu el? Începe să fie din ce în ce mai urâtă camera și îl strânge. Vedeți cum îl strânge? În centru îl strânge, nu, să nu poată să mai miște. Și noi practic acum nu prea mai avem pe unde să mergem. Din ce în ce mai mult suntem strânși. Și acum ne-a lăsat în sfârșit să ajungem aici și să ne completăm creația. Hai să apăsăm. Și ce se întâmplă acum? Ah, cred că era nevasta lui până la urmă. That's it. It's beautiful. Și a făcut toate chestiile astea ca să o picteze pe ea sau ce? Just like I always imagined. Oh, oh. What is this? I don't understand. Care-i faza? No. Stop it. Please. De fapt, ce a pictat el era altceva. So close. This time I almost had it. Hmm. Deci el până la urmă niciodată n-a reușit să picteze ceva. Nu i-a ieșit. Vrea să picteze ceva frumos, a zis ce avea el în imaginația lui. Și până la urmă asta a ieșit. Ce vedeți acum în față. Și nu prea îi convine. Ah, și picta la infinit aceeași chestie, deci nu putea să facă altceva decât asta. Interesant, am ieșit de acolo, suntem în casa principală acum. Aici e biroul. Putem să ieșim din casă? Sunt curios. E posibil să ieșim afară. Pe aici, da, e închisă. Deci sufletul lui cred că e blocat în această casă. Și n-are cum să iasă. Păi că acum nu știu unde trebuie să merg. Și probabil executive producer. Așa sunt oamenii care au creat jocul, ia uite-i. Asta e finalul, oare? Eu nu trebuie să-mi dau un fel de credits, ceva? Aha, cheia. Hai să coborăm și să vedem. Și acum intrăm în laboratorul lui de pictură, da?
Nu merge deschis? Ba da. Problema e că nu mai e nimic aici. De aici lipsește totul. Și se pare că e doar nebunia lui peste tot. Oh, a apărut înapoi. Și până la urmă nu era nimic pictat. Și ăsta e finalul jocului. Mă, un joculez destul de scurt, dar mi-a plăcut. Deși n-am înțeles foarte bine povestea. Eu, totuși, teoria mea e că el și-a omorât familia încercând să picteze opera cea mai mare de artă. Nu știu dacă chiar asta a fost. Lăsați-mi părerile voastre în comentarii și dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!